Aseară s-a simțit speranța, speranța că va fi din nou bine. Moș Crăciun a venit în Făgăraș. Lacrimile de bucurie din ochii copiilor, dar și emoțiile părinților, au încălzit sufletul moșului, chiar dacă trupul lui era înghețat. Fără nicio informare, copiii au știut că pașii lui Moș Crăciun de pe trotuar sunt cei pe care trebuie să calce pentru a ajunge în cercul fermecat, unde toți copiii prind curaj să-i spună lui Moș Crăciun dorințele pe care le au. Moș Crăciun și Crăciunița vă așteaptă și astăzi în centrul Văgărașului, de la ora 17:30 până la ora 20. Ei vor fi acolo în fiecare zi până luni 21 decembrie.